Capitolul al patrulea. Iepurașul trimite un bilețel. Era iepurașul alb care se întorcea iar, cu pași mărunți, privind cu îngrijorare de jur împrejur, de parcă pierduse ceva. Și l-a auzit murmurând de unul singur. Ducesa, ducesa, ah, lăbuțele mele, ah, blana și mustățile mele, o să mă execute, la fel de sigur cum dihorii sunt dihori. Unde oare am putut să le pierd? Elis a ghicit imediat că era vorba de evantai și de mănușile albe de antilopă și, plină de bunăvoință, a început să le caute, dar nu erau nicăieri. Totul părea să se fi schimbat de când înotase în lac, iar holul cel mare, cu masa de sticlă și ușița spre grădină, dispăruse cu totul. În scurt timp, iepurașul a observat-o pe Alice, care căuta de zor, și a strigat pe un ton supărat. Marianne, ce cauți tu aici? Fugi repede acasă și adu-mi o pereche de mănuși și un evantai. Dă fuga, iute! Alice era atât de speriată, încât a dat fuga imediat în direcția indicată de iepuraș, fără să mai încerce să clarifice confuzia pe care o făcea acesta. Mă confundă cu camerista lui, și-a spus în timp ce alerga. Ce surprins o să fie când o să descopere cine sunt. Dar las că-i aduc mănușile și evantaiul, bineînțeles, dacă o să le găsesc. În timp ce gândea astfel, s-a pomenit în fața unei căsuțe îngrijite, pe ușa căreia era o placă de alamă, gravată, cu numele Iepure. A intrat fără să bată la ușă și a urcat scara în grabă, de teamă să nu dea nas în nas cu adevărata Marianne și să fie alungată din casă înainte de a fi găsit evantaiul și mănușile. Ce bizar, își spunea Alice în sinea ei, să faci comisioane pentru un iepure. Presupun că, în viitor, și Dinah o să înceapă să-mi dea dispoziții. Și a început să-și imagineze cam cum ar putea să se întâmple. Domnișoară Alice, vino imediat aici și pregătește-te să-ți faci plimbarea. Vin imediat, Doică, dar mai întâi trebuie să supraveghez gaura asta de șoarece până se întoarce Dinah, ca nu cumva să iasă șoricelul afară. Numai că, dacă Dinah ar începe să ne dea ordine, nu cred că ar mai fi ținută în casă, și-a spus Alice în continuare. Reușise să intre într-o cămăruță curată și îngrijită, cu o masă în fața ferestrei și pe masă, așa cum sperase și ea, se găseau un evantai și vreo 2-3 perechi de mănuși minuscule din antilopă albă. A luat evantaiul și o pereche de mănuși și se pregătea să iasă din cameră când i-au căzut ochii pe o sticluță de lângă oglindă. De astă dată, sticluța nu purta eticheta Beamă. Totuși, Alice i-a scos dopul și a dus-o la buze. Știu că urmează să se întâmple ceva interesant, și-a spus ea. Așa se întâmplă de câte ori mănânc sau beau ceva. Prin urmare, o să încerc să văd ce efect are asupra mea sticla asta. Sper să mă facă să cresc din nou, pentru că m-am săturat să fiu atât de mititică. Și, într-adevăr, mult mai curând decât s-ar fi așteptat ea, înainte să fi băut jumătate din sticlă, s-a pomenit că atinge tavanul cu capul. Ba chiar a fost nevoită să se încovoaie, ca nu cumva să-și frângă gâtul. A lăsat imediat sticla din mână, spunându-și în sinea ei. Ajunge, sper să nu cresc mai mult. Așa cum sunt acum, nu mai pot ieși pe ușă. N-ar fi trebuit să beau atât de mult. Vai! Era prea târziu pentru regrete. Continua să crească și să crească și curând s-a văzut silită să stea în genunchi pe podea. Un minut mai târziu nu mai avea loc nici în genunchi și a încercat să se culce pe jos, cu un cot rezemat de ușă și cu celălalt braț împrejurul capului. Dar continua să crească într-una și, până la urmă, și-a scos un braț pe fereastră și și-a vârât un picior pe coșul casei. Și-a spus, acum nu mai pot face nimic altceva, orice ar fi, să fie. Ce se va întâmpla cu mine?
Din fericire pentru Alice, sticluța magică își făcuse întregul efect, așa încât încetase să mai crească. Dar stătea într-o poziție foarte incomodă și, cum nu părea să existe vreo șansă să iasă vreodată din camera aceea, nu-i de mirare că se simțea foarte nefericită. Era mult mai plăcut la mine acasă, gândea sărmana Alice, unde nu mi se întâmpla niciodată, ba să cresc, ba să descresc, și unde nu primeam porunci de la șoareci și de la iepuri. Aș vrea să nu mă fi băgat în vizuina aceea și totuși, e o viață foarte curioasă asta de aici. Mă întreb ce s-o fi întâmplat. Pe când obișnuiam să citesc basme, îmi închipuiam că asemenea lucruri nu se întâmplă niciodată în realitate. Și iată că acum mă aflu în mijlocul unor astfel de întâmplări. Ar trebui să se scrie o carte despre mine, fără îndoială că ar trebui. Când o să cresc mare, o să scriu eu una. Dar acum sunt mare, adăugat pe un ton îndurerat. Cel puțin aici nu mai e loc să cresc. Dar în cazul ăsta, a continuat Alice să mediteze, înseamnă că nu o să mai cresc nici în vârstă? Într-un fel ar fi un noroc să nu ajung niciodată o femeie bătrână. Pe de altă parte, ar trebui să fac tot timpul lecții. Ah, nu mi-ar plăcea așa ceva. Vai că proastă mai ești, Alice, și-a răspuns singură. Cum ai putea să înveți aici? În camera asta nu încapi nici măcar tu, dar rămite niște manuale școlare. Și uite așa și-a petrecut timpul, susținând pe rând părerea ba a unei părți, ba a celeilalte și ducând un adevărat dialog cu ea însăși, până când, după câteva minute, a auzit o voce venind de afară și s-a oprit să asculte. Marian! Marian! Striga vocea. Adu-mi imediat mănușile! După care s-a auzit un ușor zgomot de pași pe scări. Alice și-a dat seama că era iepurașul care venise să o caute și a început să tremure până s-a zguduit întreaga casă, uitând că ea era acum de 1000 de ori mai mare decât iepurașul și deci nu avea motiv să se teamă de el. În cele din urmă, iepurașul a venit la ușă și a încercat să o deschidă, dar, cum ușa se deschidea din interior și cotul lui Alice o împingea zdravăn, încercarea s-a dovedit zadarnică. Alice l-a auzit vorbind cu el însuși. Atunci o să încerc la fereastră. N-o să-ți meargă, i-a răspuns Alice în gând. A așteptat până i s-a părut că l-aude pe iepuraș sub fereastră, și atunci a scos o mână în afară și a făcut o mișcare de înhățare în aer. Nu a înhățat nimic, dar a auzit un mic țipăt, un zgomot de cădere și clinchet de sticlă spartă, drept care a dedus că iepurașul căzuse într-o seră de castraveți sau ceva de genul ăsta. Pe dată s-a auzit o voce mânioasă, vocea iepurașului. Pet! Pet! Unde ești? După care a urmat un glas pe care Alice nu-l mai auzise până atunci. Sunt aici! Sap după mere, înălțimea voastră! Sap după mere, a replicat furios iepurașul. Vino aici! Ajută-mă să ies din chestia asta! Alte zgomote de sticlă spartă. Spune-mi, Pet, ce-i grozăvia aia care iese din fereastră? E un braț, înălțimea voastră! Pronunțase braț. Un braț, nerodule! Cine a mai văzut un braț de mărimea asta? Nu vezi că umple întreaga fereastră? Asta așa e, înălțimea voastră. Cu toate astea, e un braț. Mă rog, oricum, n-are ce căuta aici. Du-te și scoate-l. După aceste cuvinte, a urmat o lungă tăcere. Și Alice nu a putut prinde decât o șoaptă aici-colo. Nu-mi place treaba asta chiar deloc, înălțimea voastră. Fă cum îți poruncesc, lașule! În cele din urmă, Alice și-a întins din nou brațul și a înhățat ceva în aer. De astă dată s-au auzit două mici țipete și noi clinchete de sticlă spartă.
Câte sere de castraveți o fi având?" gândi Elis. "Mă întreb ce vor face în continuare. O să mă tragă afară pe fereastră? Ce n-aș da să reușească? Pentru că nu mai vreau deloc să zac aici." A așteptat un timp în care n-am mai auzit nimic. În cele din urmă au răzbit un uruit de roți și sunetele mai multor voci vorbind toate deodată. A deslușit cuvintele: "Unde-i cealaltă scară?" "Dar mi-ați spus să aduc doar una. Pe cealaltă a luat-o Bill. Bill, adu aici." "Uite aici, sprijină-o de colțul ăla." "Nu, întâi leagă-le una peste alta. Și așa nu ajung până sus. Deocamdată ajung până la jumătate." "Da, până la urmă rezolvăm. Nu face nazuri. Aici, Bill, prinde funia asta." "Crezi că acoperișul o să reziste? Fii atent la olanul desprins." "Oh, cade jos! Feriți-vă capetele!" O bufnitură puternică. "Cine a făcut asta?" "Probabil că Bill." "Și cine o să coboare pe coș?" "Nu, nu eu, coboară tu." "Asta n-o fac." "Bill trebuie să coboare." "Haide, bilețel, stăpânul spune că tu trebuie să cobori pe coș." "Ah, deci Bill va veni pe coș," și-a spus Alice. "S-ar zice că ăștia lasă totul pe spinarea lui Bill. N-aș vrea să fiu în pielea lui Bill pentru nimic în lume. Coșul trebuie să fie foarte strâmt, dar cred că pot să-i ard un picior." Și-a vârât piciorul în coș cât a putut de mult și a așteptat până a auzit un mic animal, nu și-a putut da seama ce specie anume, râcâind și hârșind în coșul de deasupra ei. Pe urmă, spunându-și "ăsta-i Bill", i-a tras un șut zdravăn și a așteptat să vadă ce se mai întâmplă. Primul lucru a fost izbucnirea unui cor. "Uită-te la Bill! Bilișor! Biluță! Bilețel!" Pe urmă vocea iepurelui. "Prinde-l tu, cel de lângă gardul viu!" Pe urmă tăcere și pe urmă iar un amestec de glasuri. "Prinde-l de cap! Dați-i puțin coniac! Nu-l sufocați! Ce ai pățit, bătrâne? Ce ți s-a întâmplat, bilețel? Povestește-ne!" În cele din urmă s-a auzit o voce firavă, chițcăită. "Ăsta-i Bill," și-a spus Elis. "Mă rog, nici eu nu știu. Nu mai mult decât voi. Acum mă simt mai bine, dar sunt prea tulburat ca să vă pot povesti. Tot ce știu e că ceva s-a năpustit asupra mea, sărind ca un hopa mitică, și m-a proiectat ca pe o rachetă." "Chiar așa ai fost proiectat, bătrâne," i-au confirmat ceilalți. "Trebuie să dăm foc casei," s-a auzit vocea iepurelui, și la auzul acestor cuvinte, Elis a strigat cât de tare a ținut-o gura. "Dacă faceți una ca asta, o trimit pe Dainah peste voi." Pe dată s-a așternut o tăcere mormântală și Elis și-a spus în gând: "Mă întreb ce au de gând să facă în continuare. Dacă ar avea cât de puțină minte, ar scoate acoperișul." După un minut sau două, au început să se foiască din nou și Elis l-a auzit pe iepuraș spunând: "Pentru început ajunge o roabă plină." "O roabă plină cu ce?" s-a întrebat Elis, dar nu a mai avut timp să-și pună alte întrebări, pentru că o clipă mai târziu, o rafală de pietricele a venit ca un duș pe fereastră și câteva dintre ele au lovit-o în față. "Las că am eu ac de cojocul lor," și-a spus Elis. "Eu v-aș sfătui, pentru binele vostru, să încetați," a strigat ea. A urmat o altă tăcere de plină. Elis a observat, cu oarecare surpriză, că toate pietricelele căzute pe podea se prefăceau în prăjiturele și deodată i-a încolțit în minte o idee strălucită. "Dacă mănânc o prăjiturică din astea, precis o să se petreacă o schimbare în înălțimea mea și, cum nu cred că pot crește mai mult, presupun că o să mă micșorez." Așa încât am mâncat o prăjiturică și, spre încântarea ei, a început pe dată să se împuțineze. De îndată ce s-a micșorat îndeajuns încât să încapă pe ușă, a zbugit-o de acolo
și a dat peste o întreagă adunătură de animale, care așteptau în fața casei. Sărmana șopârlă, Bill, era în mijlocul lor. Îl țineau doi cobai care îi dădeau să bea ceva dintr-o sticlă. Cu toții s-au năpustit asupra lui Alice când au văzut-o, dar ea a fost mai iute de picior. A fugit de a rupt pământul și, curând, s-a pomenit în mijlocul unei păduri dese. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, și-a spus Alice în timp ce rătăcea prin pădure, este să revin la statura mea normală. Și cel de-al doilea este să regăsesc drumul spre grădina aceea minunată. Cred că ăsta e planul cel mai bun. Fără îndoială, era un plan excelent, foarte simplu și bine pus la punct. Singura dificultate consta în faptul că habar nu avea cum să-l pună în aplicare. Și, în timp ce se uita îngrijorată printre copaci, un lătrat scurt, care venea de deasupra capului ei, a făcut-o să ridice privirea în grabă. Un cățel uriaș se uita în jos la ea, cu ochi mari, rotunzi, întinzând o labă, încercând să o atingă. Sărăcuțul de tine, i-a spus Alice pe un ton lingușitor, străduindu-se să-l fluiere, dar era îngrozitor de speriată la gândul că s-ar putea ca animalul să fie flămând și în acest caz ar înfuleca-o în pofida cuvintelor ei mieroase. Fără să știe prea bine ce face, a luat un bețișor, l-a ridicat în dreptul cățelului, care a sărit brusc în aer, cu un lătrat fericit gata să-l înhațe. Alice s-a pitit după un ciulin ca nu cumva să o răstoarne și să o calce în picioare. Însă, în momentul în care a zărit-o, cățelul s-a repezit din nou să prindă bețișorul, dar, în graba lui de a-l înhăța, s-a rostogolit cu burta în sus. Atunci, Alice, gândind că era ca și cum s-ar fi jucat de-a prinselea cu un cal de căruță, și temându-se că, în orice moment, ar putea fi zdrobită sub labele animalului, s-a ascuns din nou după ciulin. Iar cățelul s-a lansat într-o serie de salturi ca să apuce bețișorul, de fiecare dată zvârlindu-se cu câțiva pași înainte și apoi retrăgându-se cu mult mai mulți pași îndărăt și lătrând răgușit, până când, în cele din urmă, s-a așezat în fund, la oarecare distanță, gâfâind, cu limba atârnându-i afară și ochii mari pe jumătate închiși. Ceea ce i s-a părut lui Alice un bun prilej pentru a-și lua tălpășița. Așa încât a pornit-o în fugă până când a ostenit și și-a pierdut răsuflarea și până când lătratul cățelului nu s-a mai auzit decât foarte slab în depărtare. Și totuși era un cățel foarte drăgălaș, și-a spus Alice, rezemându-se de un fir de piciorul cocoșului și făcându-și vânt cu o frunză. Ce mi-ar fi plăcut să-l învăț diferite figuri nostime, dacă aș fi avut înălțimea potrivită. Vai, dragă, aproape am uitat că trebuie să cresc din nou. Ia să văd, ce trebuie să fac? Cred că ar trebui să beau sau să mănânc ceva, dar marea întrebare este ce? Într-adevăr, marea întrebare era ce? Alice s-a uitat în jur la flori și la firele de iarbă, dar n-a putut descoperi nimic care putea fi mâncat sau băut în împrejurările date. Lângă ea creștea o ciupercă mare, aproape de înălțimea ei, și, după ce s-a uitat sub ciupercă, în dreapta, în stânga și în spatele ei, i-a venit ideea să se uite în creștetul pălăriei ciupercii. S-a ridicat în vârful picioarelor, s-a uitat peste margine și ochii ei au întâlnit pe dată ochii unei omizi mari, albastre, care stătea acolo cu brațele încrucișate, fumând în liniște o narghilea lungă. Părea să nu fi observat nici pe Alice, nici nimic altceva.